În ultima vreme, în multe județe din țară au fost semnalate focare de pestă porcină africană, atât în gospodăriile individuale, cât și în marile ferme de suine. Din fericire, la nivelul județului Hunedoara nu mai există cazuri de pestă, nici în marile ferme, ultimul fiind înregistrat în urmă cu 2 luni, dar nici în gospodăriile individuale la porcii domestici, iar responsabilii din domeniu monitorizează atent situația. Există însă cazuri izolate de pestă porcină africană la Mistreț, dar autorități le țin situația sub control. La ora aceasta nu mai avem focare deschise la persoane fizice sau la persoane juridice. Mai sunt sporadic focar de pestă porcină la Mistreț, pe fondurile de vânătoare, dar încercăm să monitorizăm cât mai strict zonele, să monitorizăm asociațiile de vânători ca să luăm toate măsurile să nu se extindă și să fie un focar la nivel de județul nostru. Este important de menționat că pesta porcină africană nu afectează oamenii, neexistând nici cel mai mic risc de îmbolnăvire a acestora, dar acest virus are impact la nivel social din punct de vedere economic.